desenul m-a învățat să gândesc mai mult decât orice altceva am făcut în școală. Nici o oră din viața mea pe care am petrecut-o desenând nu cred că a fost irosită, ceea ce n-aș putea spune despre nimic altceva. Într-o familie care iubește arta și a fost încurajat de mic să deseneze. A făcut liceul Tonița, secția design, fiind olimpic național în clasa a 10-a. A terminat studiile de licență, masterat și doctorat la UNARTE, unde a și predat mai apoi. A făcut campanii naționale și internaționale de branding și comunicare și de 15 ani este coautorul unei benzi desenate intitulată Fredo și Pigeon. El este Eugen Erhan. Eugen, salut! Hello! Povestim despre grafică și design în episodul ăsta. Într-adevăr, unde? În împrejurimile Cismigiului. Și un pic și pe la mine, pe la studio. Păi facem un selfie și mergem în zona. Absolut, absolut. Așa facem. Eugen, te-ai născut în București. Da. Și ai crescut în centrul Bucureștiului. În centrul Bucureștiului. Și cum era Bucureștiul anilor copilăriei tale? Comunist. Așa. Foarte comunist. Oricât de rău ar fi acum, totuși un picuț mai bine. Erai un copil timid? Absolut, da. Da, foarte. Da? La bază cred că sunt un om foarte timid. Dacă nu mai sunt acum total timid, e fiindcă cumva meseria ți impune când trebuie să prezinți ce ai lucrat, trebuie să vorbești cu clienți, trebuie să-i convingi, să-ți dea bani și trebuie să renunți la timiditate pentru că, tehnic vorbind, nu te ajută. Și aveai o soră, te jucai cu ea? Sora mea m-a învățat foarte multe chestii, sora mea m-a învățat engleză, de exemplu. La ce vârstă? Ea avea atunci cam vreo 18 și eu aveam cam vreo 11. Sora mea, în general, a fost întotdeauna pentru mine o sursă de rațiune în viața mea, adică un fel de personajul rațional care îl calmează pe cel aiurit care eram eu. Și o admirai? Oh, absolut, nu. Tu te-ai născut într-o familie de artiști? Da, tatăl meu a fost pianist, ocupațional, el a fost inginer. Și tu ai încercat să cânti la pian? Eu am încercat, dar nu s-a prins de mine muzica sub nicio formă. Dar bănuiesc că erai încurajat să faci lucruri artistice. Ai mei, în general, când mă vedeau că stau toată ziua și desenez mai degrabă decât să ies să mă joc, ca un copil normal, și s-au gândit că e foarte bine, tu o să desenezi. Ai prima amintire cu tine desenând? Am desenat de la o vârstă foarte, foarte mică. Ce țin minte e că pe la probabil 4 ani sau ceva de genul desenam foarte multe balene. Cismigiu! Cismigiu. Unul din parcurile copilăriei tale? Oarecum, da, oarecum. Și unde te jucai? Pescuiam, de exemplu. Când eram foarte mic ieșeam mai mult, dar pe măsură ce, nu știu, prin gimnaziu am început mai mult să desenez decât să ies pe afară. Unde ai mers la școală? Am fost la școala 5. Da. Care era școală de engleză. Nice! Din clasa 1? Nu, din a 5-a a devenit. Bine, aici e o poveste întreagă, nu știu dacă pot să o zic pe TVR, adică hai să vedem. S-a făcut un fel de diviziune între clasele de engleză și clasele de neengleză. Da. Și cumva au aflat doar copiii de... cum se cheamă, copii... Cu umeri. Copii care făceau exerciții de mici, știi? Așa. Și eu, de exemplu, am aflat întâmplător în ultima zi când se închideau listele și au fugit ai mei acolo, s-au certat cu toată conducerea școlii și m-au pus să dau un test pe care aparent ceilalți nu cred că îl dăduseră după cum vorbeau. În timp am început să ne dăm seama așa că e un fel de experiment social. Eram copil, nu aveam gândul ăsta complexe despre cum ar trebui organizată o societate și că nu e ok să faci discriminări. Dar ulterior mi s-a părut foarte nedrept. Și aveai profesori americani? Făceai engleză? Am avut în fiecare an câte un profesor care era voluntar adus din America și care venea în România probabil să petreacă un an făcând lucruri drăguțe. Eugen, suntem la tine în studio. Bine ați venit? Da, asta este tableta unde desenez. Și unde o să desenez? Uite-l pe Vlad Țepeș. Revista clasei pe care am făcut-o când eram în clasa a 4-a și am fost certat foarte tare pentru că în primul articol am criticat-o pe doamna învățătoare. Nice! Fiindcă chiulea. Și unde ai trădat-o pe învățătoare? Pe prima pagină. Ia să vedem. Nu știu cum să spun, dar ultimul cuvânt din acest articol este Deci tu făceai toată revista asta, da, o făceai singur? Nu știu, și niște colegi. Și aici este interviu cu sora mea, cred că e numărul 2. Se numea Kiki? Da, se numea Kiki. Asta este numărul 5. Luai bani pe ele? Da, 2 lei era. După ce am terminat de vândut, ne-am adunat noi și ne-am gândit să votăm ce facem cu banii, că aveam vreo, nu știu, 15 lei. Și am început să-mi băie, deci nu știu, poate să luăm un Xerox sau nu știu, sau ceva. Adică nu știam cât costă lucrurile, că eram copil. Și unul din colegi a zis, eu votez să luăm pufuleți.
Din clasa 7 am început să fac un fel de pregătire și din a noua am mers la liceul de artă, la Tonița. Nu la secția la care voiai tu? Dar n-am intrat, da. Eu aș fi vrut să intru la grafică de șevalet. Visul meu era să fac gravură și desen cu cerneală neagră și aia să fie cariera mea. Doar că n-am intrat la secția de grafică pentru că nu eram încă destul de bun pentru acea secție și i-am văzut pe cei care au intrat și cum desenau, că a fost o probă separată și aia desenau mult, mult mai bine. Adică erau Dumnezei, eram... Adică am început așa foarte încrezător, ne-a dat să facem ceva, o scenă sportivă și am început acolo, ha, 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 ce bine este și după aia mă uit la ala din dreapta, o, Doamne! Deci, ce tare să existe așa un spirit de emulație. Întotdeauna a fost. Adică, uite, de exemplu, am fost la grupa de design și eu zice că noi am fost o grupă destul de fresh, așa, de golani. Dar toți eram mega pasionați. Adică puneam suflet în ce făceam, nu știu, cel mai neserios, să zicem, între ghilimele, dintre noi. Dacă nu ieșea un desen, i se strica ziua totală. Asta e un lucru foarte bun în educația artistică, fiindcă copiii, în general, tind să ia în serios ce fac. Și eu, de exemplu, am predat la două facultăți, una, să zicem, din zona de management și una din zona artistică. Da. Da. Diferența de implicare și de luat în serios cursul și temele, diferența e colosală. Ce avem aici? Sunt niște planșe pe care le-am făcut în liceu. Excelent. În liceu. Le-am făcut ca pregătire pentru facultate, pentru că admiterea la design era destul de crâncenă. Acesta, de exemplu, este un studiu în care am luat un număr de melci și am desenat și după aia am aplicat tempera, am aplicat acuarelă, creion colorat, toate sunt tehnică mixtă și unde asta e cam vreo, nu știu, 10-15 ore de wow. Lucru. Am avut o profesoară absolut excepțională pe doamna Irina Crivăț, care nu numai că m-a învățat să desenez, dar m-a învățat ce e aia design. Și ce înțelegeai tu la vremea aia că e design? După ce ți-a explicat doamna profesoară? Că e vorba de un singur lucru, de rezolvat probleme ale oamenilor într-un mod inovator. Adică dacă rezolvi problemele oamenilor, ești inginer. Dar dacă o rezolvi într-un mod care nu s-a mai făcut până acum, cel mai probabil ești designer. Și noi făceam mai degrabă design grafic sau ilustrație cu rol în design. De exemplu, am învățat cât de important este să faci distinția între ușor și simplu. Spun de multe ori, hei, uite, acest logo este simplu. Și păi, asta e bine? Da, e bine. Pentru că să faci un logo complicat poate oricine, dar să-l simplifici până rămâne esențialul. Esența. Poate să-ți ia luni de zile. Brâncuș. Da. Brâncuș zicea că simplitatea e o complexitate rezolvată. Simplu nu înseamnă sărac. Asta wow. Este interesantă prin faptul că e pictată cu cafea și apoi cu acuarelă peste. Design de mașini. Sunt ilustrație. Tempera cu pensulă, cu trăgător, lucrat fiecare milimetru. Deci asta cred că are 20 de ore de lucru în ea, minim. Deci tu practic ți-ai petrecut toată adolescența în casă, desenând, pictând, lucrând. Să nu exagerăm, că nu vreau să mă fac de râs total, dar da. Da. Lucrările astea mergeau la olimpiadă? Olimpiadă de desen. Și le-ai câștigat? Am câștigat una singură. Premiul întâi pe țară? La categoria mea, la design, da. Uh-huh. Clasa 10-a. Și în liceu ai decis că asta vrei să faci? Te-a prins în, total? În liceu m-a prins țicnăla asta cu designul maxim. Da. Pentru că mi se părea, unul, că îmi place și, doi, că există un viitor, adică poți să faci niște bani într-un mod, să zicem, cât de cât ușor de înțeles. Adică dacă eu fac un ambalaj de ciocolată pentru o companie, pot să-mi imaginez de ce oamenii mi-ar da niște bani. Dacă fac o pictură care reflectă ce a fost în sufletul meu în ziua respectivă, e cu semnul întrebării. Poate că nu-i place nimănui ce a fost în sufletul meu în ziua respectivă. Și ai dat la un arte? Dar la un arte, la secția de design. Erai bursier? Cred că în primul an am fost bursier. După aia am început să lucrez, prezența a mai scăzut, salariul era mai mare decât ar fi fost bursa. Din ce an? Eram anul 2. Ce lucrai deja în facultate? Lucram într-o agenție de publicitate. Am rămas cu povestea la facultate. Mă știu, ai terminat-o sau nu? Am terminat-o, da. A durat foarte mult. 6 ani? Da, 6 ani. Pe vremea mea era mai lunguț un pic, erau 4 ani plus 2. Mi-ai trimis și am văzut și pe YouTube lucrarea ta de licență, iluzie optice. Mi-a plăcut foarte tare. Da, din 2003. E singurul meu proiect de animație cap-coadă. Eu am crezut că, că este primul dintr-o lungă serie de animații. A fost primul și ultimul.
Îmi amintește de Escher. Chiar eram obsedat de lucrările lui Escher. Un artist care cu tehnica de xilogravură a făcut niște capodopere care par generate pe computer. Îți mai place clipul acesta? Că au trecut 20 de ani între timp. Tehnic este mult sub standardele care există azi. Și pot să-mi asum asta, fiindcă e vorba de o animație făcută în 2003 de mine ca student. Dar pe ansamblu îmi place pentru că are atmosferă. Știu că au luat niște premii la Dachino. Au două premii total neașteptat. Și te-a încurajat? Așa am crezut. Așa am crezut. Anterior, cum să zic, pur și simplu nu am simțit neapărat că vreau să fac producție de animație cu mânuțele astea două. Am făcut, ca să înțelegem, am făcut multe animații, dar din postura de scenarist sau din postura de, să zicem, producător, dar nu de animator. Și imediat după facultate ai început să predai în aceeași facultate, la un arte. De fapt, când am terminat facultatea, mi-am zis că nu o să mai calc ever, pentru că am fost mai degrabă adeptul muncii decât al școlii. În clipa în care am terminat masterul, am primit propunerea să predau și am zis ok, why not? Și ce materie aveai? Ce predai? Eu am venit cu niște propuneri de cursuri de design pe computer, de grafică 2D, 3D, dar și cu niște lucruri care țin de ceea ce făceam eu, de comunicare, de tehnici, de a eficientiza un mesaj, de a pune problema corect vizual. Ai predat timp de 15 ani, a trebuit să-ți faci și doctoratul? A trebuit să fac și doctoratul, într-adevăr, dar e o regulă pe care, sincer, nu pot să spun că am înțeles-o. Dar am făcut-o pentru că îmi plăcea prea mult să predau și nu îmi doream să mă opresc. Ce-ți plăcea la predat? Să predai mi se pare, în primul rând, o eliberare, pentru că tu ai un fel de a vedea lucrurile și poți să, unul, să-l verifici, doi, să îl arăți și altor oameni. Nu sună neapărat spectaculos, dar ca satisfacție profesională pe care o ai, e mult mai mare decât ați vedea, nu știu, o lucrare pe un banner într-un oraș sau pe un billboard foarte mare. Toate cumva pălesc față de satisfacția unui singur curs care ți se pare ție că ai ieșit bine. Designer grafic, dar faci mai mult de atât din câte am văzut și pe site-ul tău. Adică intri și în fața de concept. Eu nu am fost niciodată un specialist într-un domeniu foarte îngust. Am preferat să fiu mai degrabă un generalist care poate să integreze foarte multe lucruri la un nivel cel puțin ok. Iau diverse concepte și le transpun în imagini care rezolvă o problemă a unui om care are nevoie să comunice ceva. Și abordarea mea este că eu mă întind de obicei un picuț mai mult decât mi se pare safe și în măsura în care văd că nu mă descurc, apelez la un specialist dacă e cazul. În felul ăsta învăț niște lucruri și descoperi lucruri la care aparent mă pricep, deși n-aș fi avut de însă știu că mă voi pricepe. Tu ești freelancer de 10 ani, nu? Da. Și ai mai lucrat 10 ani înainte angajat. Da. Sunt 20 de ani. Sunt în 20 care de ani. Ești designer grafic. Am văzut că ai și naming. Da. Adică uneori particip și la denumirea produsului. Am descoperit că pot să scriu fără probleme tot ce înseamnă text explicativ al unei animații tip explainer. Clienții mei tind să fie companii care vin cu lucruri noi pe piață și ei apelează la mine pentru că eu vin și zic, păi luăm un maimuțoi și îl punem să deschidă o ușă și nu poate. Funcționează pentru că oamenii nu prea au timp de explicații tehnice, nimeni nu stă să deschidă un manual când își cumpără un aspirator. Îl iei, îl bagi în priză și te întrebi de ce nu pornește. Și vine un animăluț. Dar dacă tu faci o campanie de comunicare care nu arată tehnic, care nu arată arid, ai șanse ca omul să zică, stai un pic, asta nu se bagă în priză. Întâi trebuie să-i montez piesa magică pe care o ține maimuțoiul. Da. Desenezi personajele? Eu le desenez la modul
schiță. Cam pe aici trebuie să ne înscriem ca volume, ca linii de dinamică. Ți-ți place să inventezi caractere, personaje? Faci asta am nu doar în benzi desenate. Am observat cumva că mi se potrivește fără a înțelege neapărat de ce. Poate pentru că au umor. Încerci să le faci să fie amuzante? Încerc în general să produc materiale care generează surpriză. De obicei surpriza o poți produce în două feluri, cu umor sau cu spectrul opus, diametral, cu tristețe. Lucruri dramatice. Mie nu mi-a plăcut niciodată să dau vești proaste și atunci încerc să merg pe umor. Eugen, aici lucrezi tu. Aici lucrez eu. Te-am rugat să ne arăți ceva și așa. Ce faci? Ți-aș propune să facem o provocare. Tu îmi spui să fac ceva, orice, nu știu ce îți trece prin cap și eu o să fac chestia respectivă cu personajele mele, cu Fredo și Pigeon. Sunt Fredo și Pigeon, care împlinesc în acest an 15 ani de viață. Fredo este cel grăsuț și Pigeon este cel slăbănoc. L-ai pe tine. El este Pigeon, cel ascuțit. Fredo da. Și Pigeon sunt doi porumbei. Porumbei albi care vor să aducă sfârșitul lumii sau cel puțin asta a fost ideea de la care am plecat cu Tudor când ne-am apucat. Tudor. Tudor a fost coleg cu mine în clasa 7-a și 8-a. Da. A făcut și el intensiv engleză. A făcut și el intensiv engleză. Așa, da. Pentru că voi scrieți în engleză. Noi scriem în engleză. Între timp, site-ul a devenit mai degrabă unul de glume fără un context foarte tematic. Poate suna simplu, dar dura uneori și am episoade care au pornit de la idee și au ajuns în urmă la formatul de scenariu desenabil în ani de zile, pentru trei cadre. Secretul nostru a fost că nu am dat niciodată drumul unui episod până n-am fost mulțumit de el. Aveți un public destul de numeros. S-au adunat niște sute de milioane de afișări. Imposibil de numărat pentru că o mică parte din trafic vine la noi pe site, o foarte mare parte este trafic piratat, să zicem. Until we completely destroy freedom. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Noi pe Pigeon l-am gândit să reflecte atât latura mea cât și latura lui Tudor mai anxioasă, mai agitată. Și Fredo ne reprezintă pe amândoi atunci când suntem relaxați. Primul lucru care se trece prin cap. Înghețată. Înghețată, e fabulos. Ok. Deci, el este cu capul băgat într-o găletușă de înghețat. Și care e provocarea la personajele astea? Ele se pretează la un stil de desen destul de liber, dar în același timp nu arată bine decât dacă sunt desenate cu precizie. Și atunci ce fac eu de obicei este că fac genul ăsta de desen pe care l-am făcut acum foarte în viteză și după aia desenez peste. Deci acest episod e făcut pe layere. Întâi a fost layerul de schiță, după care vine layerul de, în ghilimele, tuș. Și apoi vine culoarea, fundalul și apoi vine și textul. Eu sunt unul dintre cei care încurajează desenul pe hârtie, dar în același timp trebuie să spun că în sine tableta e un mediu care te stimulează. De multe ori îmi vin idei lucrând pe instrumentul ăsta, e foarte bun. De ce aveai nevoie și de benzi desenate? Că doar desenai tot timpul. Un lucru pe care l-am citit la Humor Cloud, care mie mi-a schimbat un pic viața, a fost următoarea maximă. Dacă lucrezi într-un domeniu cât de cât artistic, e important să tragi o linie foarte clară între lucrurile pe care le faci pentru bani și lucrurile pe care le faci pentru sufletul tău. De ce? Pentru că chestiile pe care le faci pentru bani vor fi întotdeauna controlate de către altcineva. Deci banda desenată a rămas spațiul tău de libertate. A fost întotdeauna un vehicul cu care și eu și Tudor ne-am exorcizat demoni și când ne-a supărat un lucru, am făcut un episod despre și ne-am simțit mai bine. Asta e un poster pe care l-am primit de la echipa Breaking Bad. Când i-au încheiat filmările, întâmplător descoperiseră un episod din Fredo și Pigeon care era despre Breaking Bad și s-au gândit ei să-i facă cadou lui Vince Gilligan, producătorul seriei, să-i facă un cadou de despărțire episodul nostru și ne-au contactat pe noi să le vindem schița episodului și ne-am spus cum e că să vă vindem, poftit, pentru că îi idolatrizam. Ne uitam la Breaking Bad de câte două ori la fiecare episod. Comicul era despre cum Fredo și Pigeon găsesc un papagal care prezice viitorul și Fredo zice, ha, ce tare, spune și mie cum o să se termine Breaking Bad și Pigeon zice, stai un pic, și omoară. Și-au făcut și poză cu episodul respectiv și ne-au dat acest poster pe care s-au semnat toți. Perfect. Și ce scrie aici?
for Eugen and Tudor, thank you for your talent and imagination. E un pic generos, sunt foarte generoși cu complimentele. Cum e la tine procesul de creativitate? Cum vine el? Cum vrea el. Nu poți să ai o metodă de a genera idei, poți să ai însă o metodă de a le primi. Atunci când sunt la început și caut acea sămânță pentru întregul arbore de materiale și ce va fi de făcut, pur și simplu stau și sunt receptiv la orice îmi trece prin cap, oricât de stupid, le notez pe toate, le încerc și văd care are sens. Și ideea care rezistă în timp cel mai mult este cea care a apărut cea mai ciudățică. Separ faza de concept de faza de execuție și mai ales de faza aia finală de fine-tuning. În clipa în care tu cauți idei, este mai bine să îți impui să generezi lucruri cât mai diferite și să nu te temi absolut, absolut deloc de a te gândi la prostii. Ah, deci poți să fii ridicol fără nicio problemă. Dacă vrei să obții ceva nou, trebuie să fii absolut confortabil cu faptul că s-ar putea să se râdă de ce ai desenat tu acolo. Eu sunt dispus să mă fac de râs, dar poate nu-s dispus să-mi fac de râs clientul pentru care lucrez. Și atunci ce fac este că îmi aloc un pic mai mult timp și cer întotdeauna mult timp clienților mei, astfel încât eu să fac lucrul respectiv, să-l las un pic să uit de el și să mă uit peste o săptămână și să văd dacă încă mi se mai pare ok. Cam cât durează un proiect? Aș zice că un proiect de branding ar trebui să dureze minim 2 luni, dar poate dura și mai mult. Cum îți antrenezi tu creativitatea? Unul, nu prea am timp morți. Îmi impun să accept proiecte care sunt ușor peste limita mea de competență. E obligatoriu să continui să înveți pe măsură ce lucrezi în design. Trebuie să fii un pic tocilar într-un anumit domeniu, astfel încât să intre în fabrica ta de idei niște materie primă care nu e pe toate drumurile. Și atunci vei putea să asamblezi lucruri care sunt la rândul lor, nu pe toate drumurile. Meet Mona, the baby monitor. Mona only has eyes for your baby, but because she's connected to the internet, Mona can be hacked and turned into a zombie device. Mă mai întreb dacă o resursă rămâne mereu școala clasică pe care ai făcut-o de pictură grafică. Absolut. Dacă ar fi să recomand oricui o abilitate pe care să o învețe, e desenul clasic. Să înveți să desenezi înseamnă să faci niște conexiuni pe care nu le făceai în mod normal. Asta e un proiect cultural, o publicație online care sprijină cultura. Am făcut un logo care pornește de la conceptul mânz mic. Am făcut un mânz mic, dar stilizat astfel încât să funcționeze ca logo. Pornind de la logo, de la micul desen, le-am făcut și o serie de ilustrații mai artistice, mai din mână liberă. Aș vrea să vorbim puțin și despre afișul filmului documentar colectiv pe care tu l-ai făcut, care, din câte știu, e singurul film românesc nominalizat la Oscar, la 2 categorii. Și e un afiș foarte puternic. Eu am fost invitat să fac acest afiș de către Mihai Grecea, care este unul dintre supraviețuitorii de la colectiv și un membru important al echipei care a făcut filmul. Și după ce am văzut filmul, m-am gândit care e lucrul care m-a marcat cel mai mult și este această scenă de la mijlocul filmului. Avertizorul de integritate îi spune ministrului de atunci că la Spitalul de Arș cei care sunt în stare gravă sunt acoperiți, li se acoperă fețele cu cearșafuri pentru că nu se dorește să mai fie văzuți. Și e o imagine care m-a marcat, și nu reușeam să o scot. Și atunci am să o scot din minte și atunci m-am gândit ce ar fi să încerc să exprim asta, dacă pe mine asta m-a marcat. Eugen, la finalul emisiunii, întreb pe invitații mei dacă ar avea să le dea un sfat tinerilor care vor să facă meseriile lor. E greu să dai sfaturi, mai ales în meseria asta unde totul se schimbă. La fiecare 5 ani aș zice că apare o nouă tehnologie, apare un nou fel de a comunica sau de a pune problema. Un lucru care mi-a fost mie spus a fost să încerc să mă detașez de tot ceea ce știu atunci când încep un proiect nou. În comunicare, ulciorul nu merge de 2 ori la apă. Lucru care ți-a funcționat odată pentru un client, la revedere, l-ai împachetat și l-ai vândut ăluia și acum tu trebuie să faci ceva nou. Cam atât pentru astăzi. Eugen este un artist versatil și plin de creativitate, cu un umor fin și standarde de calitate foarte înalte. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!